Aoleu! Ți-ai urcat lumea în cap să vezi ce o să se întâmple acum. Mai bine murc eu lumea în cap decât să-i urce câinii în copaci pe cetățeni. Opriți-l pe Mișu Hingheru! Gala desenului animat vă prezintă Ciocănitoarea Audi! De la faimoasa ciocănitoare... Trecem la pupezele de la antenă. Uite, spre exemplu, două se ceartă la Cacatos. Motivul? Un fotbalist, normal. Zi mai bine de pulhac. Ia zi mai bine de pulhac. Da, te doare. Crezi că nu ți-a tras o pulhac? Optici că nu te-au băgat în seamă pulhac? Zi mai bine, este treburi adevărate, nu abera așa. Știi că eu, scuză-mă, păi eu sunt la cinstere în Antalya. Păi spune că te optici că nu ți-a tras o pulhac și acum care știu. Părând, că nu pricep nimic. Du-te ce optici că nu ți-a tras o pulhac, că auzi, te-a întrebat. O întrebare pe tine. Eu sunt live, tu nu poți. Vai, tu! Ia cântă niște live. Pe tine nu te ajută nimic. Decât să deci, simți gustul da, unei sperme. Bă, Mă, dar ea a declarat. Băi, fără cuvinte de astea tale. Băi, Pamelo de Rahova, dar slobo de la Guriță mai ești. Ești așa de mândră de tine că te-a agățat un fotbalist în stația de tramvai? Dar și Liviu Zgârciu te-a agățat. Dar e vreo unul care nu te-a agățat? Recunoaște că am fost împreună și cu Asta Basta. Nu văd rostul de ce atât. Trebuie să minți. E ca o întura de pește. Zici da, domne, și gata. Deci, de ce trebuie să minți? Ia, hai că trebuie să luăm și publicitate. Recunoaște, am venit la tine de câteva ore, a fost eu Asta Fost și Asta Basta. Deci nu vreau să jignesc, pentru că nicio femeie n-ar trebui să acum fie te-ai trezit, da. Da. Dar tu, domnișoara Simona, ești nu obraznică, ești penibilă. Eu merit să fiu jignită pentru că tu ești un porc și nu ești în stare să recunoști ceea ce faci. Cei doi fotbaliști sau maneliști din România care nu au trecut prin patul domnișoarei Pamela sunt rugați să ne dea un e-mail. Vor primi pe loc din partea Cronicii Cârcotașilor un premiu surpriză și bonus o vizită la parașu domnișoara acasă. Ia zi, Simona, ce s-a întâmplat acum câteva minute? Ce se întâmplă? A venit Vurciu Val Vârtej la mine, mi-a zis treci la baie. Da, a luat așa pe sus, a zis hai treci la baie cu mine, eu am rămas și interzisă. Mi-a zis de, că mi-a stat două ore, treci la baie, am venit la baie. Dacă aș fi băut și eu vreo două pahare și mă prindeam un pic amețită, jur că îi dădeam și vreo două, trei palme și vreun punct. Dacă dau și eu, frate, păi ce? Că am înțeles că era și violent în relațiile lui anterioare, cu mine n-a fost. Aia nu e Pamela, aia e Parașutela. Nici nu e cazul să luăm toate materialele astea, să mă uită și copii la emisiune. Păi foarte bine, să vadă cum arată o parașută, umflată toată, o bate vântul de colo-colo și aterizează peste tot. Iar vorbești cu dublu înțeles. Da, da, parașutele nu înțeleg chestia asta, așa că vorbesc. Urmează la Cronică. Temperiziunile se fac de râs. Simpatica duduie Peter Horse Master. Actoare de profesie. Adică Petrică Geambă și mă, fraților. Aoleu, n-am un buton aici. Eba.